Bun găsit, dragi telespectatori ai televiziunii NSAT TV, sunt Taura Stoienescu și am să vă prezint o ediție specială a emisiunii Petale de Cântec. Este sărbătoare, încep sărbătorile de iarnă, iar noi vrem să vă oferim în avantpremieră piesele care vor fi pe albumul La mulți ani de sărbători, scos de casa de producție AV Studio, casa noastră de producție, așa că nu facem publicitate la alții. Dar ne-am gândit să nu fie așa doar o simplă prezentare de album, ci să fie cu scenariu, cu personaje. Personajele sunt chiar persoanele care cântă pe albumul nostru. Marius Florea, colegul meu, compozitorul nostru, este aici. Domnul Liviu Ploaie este la Craiova. Îi mulțumim pentru toată munca pe care a depus-o alături de Marius și de fiecare în parte dintre artiștii noștri. Și ne-am gândit să ne jucăm de a Moș Nicolae, pentru că încep sărbătorile. Așa că avem aici o masă frumoasă, gazdele noastre ne primesc, iar noi suntem colindătorii. Bine v-am găsit, gazde bune! Bine ați venit la noi! Bine ați venit sănătoși, cu toții! Și pentru că este prag de sărbătoare, trebuie să ne înveselim și să-i veselim și pe cei de acasă. Toți trebuie să guste un pic din magia sărbătorilor, iar noi vrem să fim așa printre primii, cei care le oferă cântec de sărbătoare, colindele noastre dragi. Mulțumim, Carmen Sarcină, doamna Nina Predescu, gazda șefă. Bună ziua, bine ați venit la noi în casă. Eu sunt cea mai prietenă cu Moș Nicolae astăzi, pentru că... La mulți ani, Nicolița! Da, fete tinere, frumoase, avem și pe Marius lângă noi, pe dumneavoastră nu mai vorbim. Eu în centru ca să iau lumina la toți, da. Ca bomboana. Alături, ca de obicei, să lansăm acest frumos album La mulți ani de sărbători. Așa că astăzi invităm pe dragii telespectatori alături de noi să petrecem și să-i îndemnăm la voie bună. Și cea de-a treia gazdă, Georgeta Colan Enache, colaboratoarea noastră din totdeauna, ca și doamna Nina, ca și Carmen, tot gazdă. Doamne ajută, la mulți ani din suflet, eu admiram prezentatoarea, care este foarte frumos în costum popular. Trebuie să rămână. Dar ce să zic, mă simt extraordinar. Eu am în totdeauna un suflet de copil și mai ales în preajma sărbătorilor, cred că mă bucur mai mult decât un copil, așa că îmi face plăcere că suntem împreună aici și îmi doresc din toată inima ca bună dispoziție a mea, a noastră, a tuturor, să o transmitem mai departe dragilor noștri telespectatori, că până la urmă asta ne dorim să facem, să fim alături de ei și să ne bucurăm împreună de cele mai frumoase sărbători ale nașterii Mântuitorului, pentru că încep sărbătorile, se apropie cu pași repezi, chiar din momentul în care este Moș Nicolae, se consideră că au început sărbătorile, exact. Așa că am zis să dăm startul. Aș vrea să-i spun la mulți ani colegii noastre, doamne Nina Predescu, care sărbătorește ziua din nume, la mulți ani din toată inima, și dacă tot am prilejul, la mulți ani băiatului meu pe care îl cheamă Nicolae Daniel. La mulți ani. Și tuturor care poartă numele Nicoleta. Am să-i prezint doar pe colindători. Vreau să vă spun, dragi telespectatori, că toți, fiecare dintre ei, în afară de Marius, dar el este cel care acompaniază și care a compus majoritatea pieselor. Acum mă uit către cele trei doamne gazde care și-au compus singure piesele și au venit. Am fost ajutate. Da, am fost ajutate, da, și noi. Sigur că da. Decolo un pic așa, unde-ți doi puterea crește. Fiecare a pus câte puțin. Așa. Toți cei de față sunt oamenii de pe albumul care urmează să îl lansăm La mulți ani de sărbători, care este gata, doar că este la multiplicare. Și acum să prezentăm Ana Maria Pereanu. Te pup, draga mea, nu cântăm acum. Bine ai venit! Bună ziua! O să ne cânți un colind frumos, da? Mihaela Bălan, prietena noastră. Bună ziua și bine v-am găsit. În primul rând vreau să urez la mulți ani doamnei Nina Predescu. Și ce pot să spun, la mulți ani, că se apropie sărbătorile începând de astăzi. Da. Sorina Boboruță, o scumpă și dragă prietenă din Mehedinți. Bine ai venit, Sorina! Bine v-am găsit!
Denisa Fundeanu de la Turburea, care deja are două piese imprimate la noi și una dintre ele pe albumul cel nou. Așa este, bine v-am găsit. Adela Cioclei, capul răutăților. Știți, dragi telespectatori, ea e capul răutăților. Nu este adevărat, de la mine a plecat totul, e adevărat că am fost așa mai ambițioasă, dar și tu m-ai ajutat. De asta ne aflăm astăzi aici, da. Vreau să-i spun și eu, doamnei Ninei, la mulți ani, la mulți ani pentru toți românii. Mulțumim, Adela. O să vorbim din nou după ce ne apucăm să cântăm. Carmen Sarcină ne-a spus deja gândurile ei de început de emisiune. Nora Covei, pentru prima dată alături de noi la studio. Bine ai venit, Nora, mai vorbim când cântăm. Bine ai venit. Bine v-am găsit, dar nu sunt pentru prima dată. La album, da, dar la Ensat sunt mai de mult. La AVE Studio, la studio, pentru prima dată. Și la Ensat, de când ne știm. Bine ai venit, bine ai venit și alături de studio și pe albumul nostru. Ionela Pătrus, care vine de mult la Ensat, dar pentru prima dată la studio. Bine v-am găsit. La mulți ani, doamna Nina. Numai bine la toată lumea. Așa, Dana Giubega, prietena noastră care ne-am mai întâlnit noi așa de-a lungul timpului, dar acum a venit alături de noi și la studio și pe album. Bine v-am găsit, la mulți ani, doamna Nina Predescu, la mulți ani sărbătoriților de astăzi. Cristina Budei Babanu, dragii mei, draga mea Cristina, care a venit din vară și a făcut piesa. Și acum am întrebat-o, măi Cristina, dar ia zi pe album, te bagi la album și zice, cum să nu mă bag, doamnă? Bine v-am găsit, mă bucur că sunt înconjurată de oameni cu suflet, la mulți ani, sănătate, să vă dea Dumnezeu putere în continuare să îndrumați pe cei tineri și sărbători fericite. Și acum să ne apucăm, dragii mei, de cântat, că de vorbit am cam vorbit. Și să începem cu cel mai mic omuleț de aici, de la noi, din platou, Ana Maria Pereanu. Ia vină tu, Ana Maria, lângă mine. Ce faci, draga mea? Și cu domnul profesor Marius Lorea, care a și compus această piesă, versurile mi-aparțin, muzica și orchestrația Marius Lorea și Liviu Ploaie și tu ai un frumos colind, da? Ce vrei tu să ne spui? Ai un mesaj așa? Vrei să o saluți pe mami, pe cineva? Ai ceva să spui la cineva? La mulți ani tuturor celor care se numesc Nicolae. Mi se pare corect, pentru că astăzi este ziua de Moș Nicolae. Așa că am să vă las să cântați amândoi, da? Și o să revin. Sunt lumina de muguri de brăduți.
Mulțumim, Ana Maria. Ana Maria este pentru prima dată la noi și vreau să vă spun, dragi telespectatori, că pur și simplu ea se uita la noi, la ENSA TV, de la ea, de la țară, de la Mehedinți, când am făcut anul trecut de Paști prima emisiune, primele nouă noastre piese. Ce ziceți, gazde dragi? Ce părere aveți despre noua noastră colegă? Având în vedere că are rădăcini la mine în Mehedinți, mă bucur foarte tare, o încurajez să zâmbească mai mult. Vocea ne place, Colindu extraordinar, felicitări. Să rămână, mulțumim frumos. Și lui Marius. Să rămână, deci mulțumim. Începutul este bun, așa că o să-i dăm un colăcel la sfârșit. Avem, da? Acolo plăsuțele pentru toți colindatorii. Da. Da, și o să-i dăm și Georgetei, că a zis că are sufletul de copil și își dorește. toți vor primi. Da, ne-a adus moșul la toți câte ceva. Da. Și vreau să vă spun că textul este inspirat din obiceiurile care au loc acolo la ea în comună. Deci știu că treceam prin zonă odată înainte, în ajunul Crăciunului, și am văzut lumini la poartă. Și n-am înțeles, deci nu era nimeni la poartă, dar fiecare om avea un bec la poartă. Un bec, o lumină sau o candelă. Și n-am înțeles atunci. Și atunci când am vorbit cu mama Anei Maria să stabilim împreună ce temă să facem la Colin, de unde sunteți, din ce sat, ce obiceiuri sunt, și mi-a spus treaba asta. Zic, spuneți-mi și mie. Ce e asta? De ce se țin luminile aprinse la port? Mărturisesc că nu știam de acest obicei, deși este sunt mehedințeancă. Este o zona de sud, da, sud a Mehedințului. Din ce comună ești tu la țară? Din comuna Căzănești. Ei, la Căzănești se ține lumina aprinsă în ajun. Și am întrebat de ce. Zice că, în primul rând, ca să se știe că oamenii vor să primească colindători, și, în al doilea rând, se și dă lumini pentru cei care nu mai sunt. Cei care au murit fără lumânare. Cu colaj ne așteaptă în uși și lumini pentru cei duși. Mi se pare atât de frumos faptul că pun luminile la poartă, că primesc colindători, pentru că la mine în sat, dacă nu primești colindători, scot poarta. Așa că ai toate șansele să rămâi fără poartă. Da. Sau să urcă pe coș și fură câte un cartaboș, ca să nu zic altceva. Foarte frumos. Ne bucurăm, Ana Maria, că ai venit alături de noi. Vii și atenție la zâmbet, da? Ai primit de la doamna Nina o indicație, da? Cum e îmbrăcată foarte frumos, asta am remarcat de când am intrat, extraordinar, îmbrăcată frumos, colindu e frumos. Ne-a mărturisit mama ei că a salvat bluza, cămașa de undeva unde nu, cineva o aruncase, nu îi mai dădea nicio importanță. E foarte frumoasă, cu mărgeluțe. Cu mărgeluțe, superbă. Să porți sănătoasă și să te tot vedem alături de noi. Mulțumesc! Mă bucur tare mult. Să știți că a avut emoții la imprimare. Noroc că domn profesor are multă răbdare, pentru că el are mulți elevi și are foarte multă răbdare. Și când au plecat așa la imprimare, zice, hai, mergem. Și ea, tremurând așa, zice, mergem. Nu au emoții pe câtă răbdare am eu. Deci să vină cu emoții sau fără, că eu am răbdare. E foarte adevărat. Și mulți dintre... Nu ca să ne lăudăm, dar toți cei care au venit la noi au zis că s-au simțit foarte bine. Și asta e important, pentru că dacă nu se simt artiștii bine atunci când interpretează în studio, nu o să se audă bine. Eu m-am simțit ca și un elev. Și eu m-am și i-am și spus că în momentul când înregistream, zic, doamne, așa ai chinuit și eu copiii acasă. Important este... Să sune bine. Așa. Și să scoatem din solistul care imprimă, să scoatem ce poate el mai bine. Exact. Acum, sigur că noi venim toți de fiecare dată, chiar dacă avem o vârstă, suntem cu emoții de fiecare dată, și pe scenă, și la înregistrări. Și poate și mai mult ne apasă acest gând că noi suntem totuși așa cum... Un pic de artiști și suntem și profesori și ar trebui să fim bine. Ei, când intrăm în cutiuța aceea și cu căștile la urechi, uităm și suntem deja copii, iar mare zice, mai tragem o dată, mai punem o dată, că nu e zis. Eu vreau să vă asigur pe fiecare în parte de tot respectul și admirația mea, chiar dacă acolo am fost un pic mai rău sau... Deci, ne-ai certat și ne-ai adus cu picioarele. Eu vreau doar să știți că vă admir pe fiecare și că fiecare m-a... Am învățat și eu de la fiecare câte ceva. Că ca să evoluăm, trebuie în primul rând să știm unde avem lipsurile. Și eu m-am simțit bine cu fiecare. Și oricum, încă o dată, vă mulțumesc că m-ați suferit acolo.
Da, da, da. Și eu, de altfel, dragi telespectatori, să vă spun un secret din culise. Vedeți ce zâmbitor sunt invitații mei, ce frumos e totul, să vedeți ce e înainte și după. Înainte zic, poate vorbiți în timp ce facem emisiunea, opresc emisiunea, fiți atenți aici, să nu luați telefoane. Deci este militarie. Poate întârziați, poate nu veniți la timp. Poate întârziați, dă-i telefoane, mesaje, deci suntem... Dar ia uitați ce frumos suntem în fața camerei. Important este rezultatul, dragii mei, chiar dacă muncim mult. Și să vă mai spun ceva, după ce se termină îmi cer scuze. Îmi cer scuze dacă am fost un pic cam dură. Așa că... Toți mă iartă și uite că revin la noi. Să continuăm. Mihaela Bălan, la mulți ani fiți sănătoși. Dacă vă amintiți, Mihaela a fost și anul trecut la colindul de grup și tocmai povesteam atunci că nu e gata PESA. PESA este gata de ceva timp și am întrebat-o. Mihaela, vii pe album? Păi cum? Ia zi, Mihaela. În primul rând vreau să mulțumesc televiziunii în sat pentru sprijinul care ni-l acordă și vreau să dedic această piesă tuturor persoanelor care mă ascultă și le place. Mihaela, chiar le place pentru că te-au cerut și la dedicații. Vrem pe Mihaela Bălan cu La mulți ani fiți sănătoși, deci te rog frumos! Și mereu să fiți uniți, să uitați de viața grea, să petreceți tot așa, să vă stea noroc în drum, să fiți veseli ca acum. La mulți ani și ai noroc, ia poftiți cu toți la joc. Să vă stea noroc în drum, să fiți veseli ca acum. La mulți ani și hai noroc, ia poftiți cu toți la joc. Să vă stea noroc în drum, să fiți veseli ca acum. La mulți ani și hai noroc, ia poftiți cu toți la joc. La mulți ani fiți fericiți și mereu să fiți uniți. Să uitați de viața grea, să petreceți tot așa. Să vă stea noroc în drum, să fiți veseli ca acum. La mulți ani și hai noroc, ia poftiți cu toți la joc. Frumos, 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 Mihaela. Ce spun gazdele? Sunt mulțumite? Păi cum să nu o știm pe Mihaela din concursuri? Fiecare apariție a ei este o bucurie. Și ce versuri frumoase!
cu toți să vă bucurați, să vă umpleți casa, pe cei dragi să-i chemați și să umpleți masa. Superb, ceea ce îi îndemnăm și pe dragii telespectatori. Mulțumim, Mihaela! Și acum urmează Sorina Boboruță, de Crăciun mă întorc în sat, un frumos colind, care iar este inspirat, dragi telespectatori, din zona ei. De unde vii tu, Sorina? Din județul Mehedinți. Exact, comuna în care te duci tu la țară? Șimian. Pi lângă Dunăre, dragii mei. Următoarea piesă pe care am antamat-o deja, o să o filmăm pe Dunăre și o să povestim despre zona de sud a Mehedințului, da? Da. Îți urez mult succes. Mulțumesc. Eu te felicit, Sorina, dar vreau să vedem ce spun gazdele noastre. Eu nu mă pot abține și chiar vroiam să vorbesc neapărat. O voce foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și pe care nu știați. Și pe care nu știam și aici vreau să, fără niciun fel de, cu niciun apropo, ce mult înseamnă o televiziune, sincer vă spun.
O voce pe care nu știam, un copil pe care, de care habar n-aveam, o voce foarte frumoasă ai. Colindu este superb și mai mult decât atâta, eu mă bucur din suflet că vine și cineva de la Mehedințul de Câmpie, două fetițe care, grozav, grozav, sper să scoateți și obiceiuri la suprafață, că tot noi de acolo, din vârful muncelui, uite, mai veniți și voi, foarte frumos, ne bucurăm, eu mă bucur foarte mult, foarte frumos. Mulțumesc! Și eu mă bucur să o cunosc. Îmi place și cum arată, și costumul este foarte frumos. Prelucrarea a fost extraordinară, mi-a plăcut foarte tare. Eu îl numesc cântec de sezon. E foarte frumos lucrat și ca versație și ea cântă foarte frumos. Mi-ar plăcea în următoarele apariții să te ajute să faci și cântece de câmpie de acolo, de la Turnul Severin spre Șimian. Da, da, pentru că în ultima vreme foarte puțin soliști abordează genul de mehedinți de câmpie. Și trebuie odată și odată să apară și persoanele respective care să vă ajute, că probabil nu știți foarte, nu poziționați foarte bine zona. Mulțumesc. Eu mă simt aici ca în juriu. Am început fiecare să ne dăm, să ne spunem părerea despre cei care cântă. Sigur, toate laudele sunt pentru ea, în special pentru voce, pentru prezență, pentru minunatul costum pe care îl poartă și, bineînțeles, și pentru cei care au ajutat la acest minunat cântecel. Și sunt convinsă că vor urma colaborări pe parcurs. Felicitări, dragă! Mulțumesc! Mă bucur tare mult, gazde dragi, că vă plac colindătorii noștri. Mă bucur și sper că și dragii telespectatori sunt foarte încântați de ceea ce văd în această seară la ENSA TV. Și o să luăm o pauză de publicitate, după care revenim. Dragi telespectatori, cu frumoasa noastră emisiune cu care ne lăudăm, că dacă noi nu ne lăudăm, atunci cine? Și vă reamintim că ne aflăm la avanpremiera lansării albumului La mulți ani de sărbători al casei de producție Ave Studio, pentru că el este în lucru, dar noi am vrut să vă prezentăm piesele, le vom filma, le vom da pe post la ENSA TV, le veți vedea și pe YouTube și până de Crăciun o să avem și albumul să-l putem oferi prietenilor noștri. Dar nu puteam să ratăm să nu difuzăm piesele deja, pentru că sunt sărbătorile. Nu o să le difuzăm de la Crăciun încolo. Și atunci am zis așa, facem avanpremiera de lansare de album. Bun. Nu lansăm albumul, facem avanpremiera. Adică lansăm piesele înaintea albumului, să-i fie de bine. Și acum urmează iar așa o tânără care nu prea iese așa la lumină, dar cântă de rupe, din Gorj de data asta, de la Turbura, Denisa Fundeanu. Iar așa, nu cred că ați prea văzut-o prin concursuri, pentru că trebuie să spunem că cele trei doamne de la masă, gazdele noastre, sunt doamna Nina de multe ori președinte de juriu, Georgeta profesor la aparatul copiilor Baia de Aramă, Clubul Baia de Aramă, Carmen Sarcină profesor la Școala Populară de Artă, secția externă Cloșani. Ele două conduc două grupuri, Bordeiașul și Roa. Doamna Nina e prin toată țara. Și în această seară o să vorbesc cu Moș Nicolae să le dea cadouri, dacă o să-mi placă toată lumea. Noi le avem pregătite, numai să decideți. Da. Dacă ziceți că toată lumea merită cadou, bine. Dacă nu, nu le dăm. O să spunem la sfârșit. Denisa Fundeanu, da. Draga mea, ia spune, cum ai venit tu de la Turburea în Târgu Jiu? M-am întâlnit cu Marius, da, la o nuntă și mi-a zis că ar fi păcat să nu vin aici la dumneavoastră să înregistrăm câteva piese. Într-adevăr, păcat că nu ai venit până acum, dar bine că ai venit. Mult succes! Mulțumesc, la cât e de bătrână... mulțumesc și ție, Marius! La cât e de bătrână era timpul să vină, nu? Da. Câți ani ai, Denisa, că nu te-am întrebat? 16. N-ai imprimat niciodată, dar cântă cu toată familia, haideți să vă spun. Fratele ei cântă la vioară, tata la orgă și la voce, mama la voce? La voce și ei au o trupă și cântă în toată zona. Numai la noi, la ENSA, nu veni seara. Ei, acum s-a spart gheața.
S-a spart gheața. Așa este. Mult succes! Bine veniți! Cel de busuioc, hai ieșiți la joc, ora roată s-o jucați, să nu vă lăsați. Fiind cel de busuioc, hai ieșiți la joc, voi băieții vă grăbiți, ora s-o porniți. Am venit să vă cântăm, să vă bucurăm, ora iute s-o învârtiți, să vă înveseliți. Luați pasul tot așa, după ora mea, și deloc nu, nu mă opri până-n zorii de zi. Și de vreți să jucați, iau băieții ora în drum, că e joacă acum. Fetelor să așteptați, și de vreți să jucați, și băieții vă fac loc să vă ia la joc. Am venit să vă cântăm, să vă bucurăm, ora iute s-o învârtiți, să vă înveseliți. Luați pasul tot așa, după ora mea, și deloc nu, nu mă opri până-n zorii de zi. Poftiți la joc și în horă când intrați să nu vă lăsați. Hai cu toții la un loc, hai poftiți la joc. Soarele nici n-a apus, hai piciorul sus. Am venit să vă cântăm, să vă bucurăm, ora iute s-o învârtiți, să vă înveseliți. Luați pasul tot așa după ora mea, și deloc nu, nu mă opri până-n zorii de zi. Pentru că v-ați ridicat târziu, da, una dintre ele se mărită. Și cam am eu o bănuială. Felicită. Am o bănuială. Da? Pe Dana trebuie să o mărităm. Se vede că este aproape experimentată, cântă la nunți și am vrea să te vedem odată cu toată familia ta. Nu? Și să ne inviți și pe noi să facem o petrecere împreună cu ei în sat. Cu mare drag. Foarte frumos, într-adevăr. Deci, nu, ce să spun, ea deja este solistă. Ea este solistă și îți dorim succes. Și să știi că sunt importante aparițiile, sunt foarte importante și dacă domnul Marius ți-a spus să vii încoace, a făcut foarte bine. Mulțumesc. Carmen, ce ne spui? Hai, doamna din juriu, te rog. Eu tocmai asta vreau să nu mai punctez, pentru că nu suntem juri, noi suntem gazde și sigur e de ajuns ca și găzdoaia, da. Știi, că așa se zice în Ardeal, gazda șefă să spună părerea și noi suntem, da, da, așa cu mătră. Dacă știam, luam la noi niște furci, niște, exact, că făceam clacă, nu? Că Nicolae și sărbătoare. Păi făceam de mâine. A, de mâine. Sigur. Ne opream. Da. Mulțumesc mult, Denisa, mă bucur că ai venit alături de noi, mă bucur că, iată, niște profesioniste spun că e bine ceea ce faci. Felicitări, Marius, că ai adus-o pe Denisa și revin și spun, pentru că n-am spus la fiecare piesă, toate piesele pe care le-ați ascultat până acum, dragi telespectatori, sunt textier Aura Stoienescu, muzică și orchestrație, Marius Florea și Liviu Ploaie, colegul nostru de la studioul Liviu Ploaie de la Craiova. Un pic mai încolo ne mai putem lăuda cu toate, dar spunem la rând. Ne mai lăsa să ne mai lăudăm și noi. Da. Corect, corect. După Denisa Fundeanu, iar o tânără care l-a lansat deja, se vedea pentru că piesele sunt deja lansate, o să invit Adela Cioclei, a venit Sfântul Crăciun și Adela Cioclei, care până acum v-a adus muzică populară, ne aduce o surpriză. A zis, bă, eu vreau colind, dar nu vreau popular. Vreau altceva. Ia zi-mi, Adela, ce ai vrut tu? A ieșit ce-am vrut. Da? Da. Am înțeles că ea este profesor, nu? Da. Așa că să vezi juriu acum. De vreo 12 ani și juriu așa. Acum. Da. Am emoții acum, chiar. Deci,
Vreau să vă spun că, pentru cine nu știe, Adela Cioclea este profesor de muzică, educație muzicală, nu? La Rovinari, deci toate școlile din Rovinari. Și dacă vă amintiți dumneavoastră, foarte mulți copii din Rovinari, foarte buni, vin la concursuri. Da, și da. Puțini, mulți uită să spună că au făcut întâi cu Adela Cioclei și după aia au fost îndrumați de Adela Cioclei la Palatul Copiilor, la Școala Populară de Artă. Tragem noi de mânecuță, dacă știm. Iată, Mihaela Bălan este una dintre elevele ei. Da, totuși îmi amintesc că pe la concursuri spuneau că sunt elevii tăi. Mai spuneau? Da, da. Eu nu mi-amintesc. O să fiu mai atentă. Da. Și eu o să fiu mai atentă. Eu nu particip la atâta la câte participați dumneavoastră de aia. E timp de acum înainte. Haideți să vedeți cu ce ne surprinde Adela. Frumos
Știi ce spunea colega ta, prietena ta, Ionela, în spate? Zice, super, foarte frumos. Când l-a auzit prima dată, zice, ce e asta? Am părât-o. Vă dați seama la repetiții? Îi place și da, știu și eu ce a spus, că a spus de față cu mine. Mulțumesc! Eu o cunosc pe Adela de mulți ani. Asta nu înseamnă că eu sunt foarte bătrână, dar... Trecem peste asta, așa. Cred că avea vreo 16 ani, poate mai multișor, nu cred, dar oricum până în 18 ani și era la Școala Populară de Arte elevă. Am fost într-un turneu la Sibiu, de atunci o știu foarte bine, pentru că am stat aproape o săptămână acolo împreună. Și o felicit, pentru că a abordat și acest gen. Este greu, dar dacă se repetă și dacă are răbdare Marius, sigur că totul se rezolvă. Așa e. Mulțumesc. Primul solist care a pășit în studioul nostru a fost ea și o așteptăm mereu. O așteptăm mereu. Facem orice. Eu mă bucur că ne-am înmulțit și suntem într-un număr atât de mare, chiar dacă am fost prima. Într-adevăr. Această piesă dă un pic de coloratură albumului. Mi se pare un pic spre clasic. L-a interpretat foarte fain. Nu mai vorbesc de prelucrare. Și mă duceam cu gândul... Se duce și spre ușoară la refren. Da, da, da. Mă duceam cu gândul spre versuri. Ce bine ne-ar părea să ne trezim iar copii la țară. Da, da, da. Felicitări, doamnă. Am înțeles că vă aparține textul. Eu sunt vinovată foarte de text. Frumos. Iar Marius de linia melodică și de orchestrație, alături de domnul Liviu Ploaie. Eu cred că Marius ți-a venit mănușă ideea ei. Hai, fii sincer. Pentru că pe Marius trebuie să-l strunești greu de la clasică. Lui place acest gen extraordinar de mult. Ți se și potrivește. Da. Iar Adela a venit așa ca o pată de culoare și a venit fix pe sufletul tău. Așa-i? Da, îmi place mult cu muzica clasică. Nu știu, e cred că genul muzical e singurul gen muzical pe care eu, sincer, îl ascult. Și îl simți, e clar că tu... La mine în mașină, spre exemplu, nu ascult muzică deloc. Și bine, mai Marius, și cu noi cum rămâne? Adică nu ne asculți deloc. Nu în mașină. Da, nu trebuie să uităm că și muzica clasică a fost inspirată din folclor. Tot folclorul rămâne baza. Nu, acum revenind la piesă, felicitări din suflet și pentru text. Textul e de poveste, deci este chiar așa vocea... Doamna profesor, dânșara profesor, se potrivește așa. Cred că poți să abordezi cam orice gen, după cum văd eu vocea ta. Poate, felicitări. Poate. Eu aș fi îmbrăcat-o în Crăciuniță astăzi. Nu ne-am gândit mai mulțumesc, demult. Mulțumesc, doamna Nina, sunteți drăguță. La următoarea emisiune. Da. Mulțumesc și lui Marius, mulțumesc și lui Aura. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat. Într-adevăr, deci vorbeam legat de versuri. Am spus, Aura, vreau niște versuri. Chiar așa să mă gândesc cum eram eu când eram copil și veneam înghețată și aveam obrajii roșii, zic, fă-mă niște versuri așa care să mă caracterizeze și a reușit și îți mulțumesc. Din tot sufletul, mulțumesc și eu, Adela, că ai rămas alături de noi și că ai abordat un gen pe care noi nu l-am abordat până acum și pentru noi fiecare nou gen. Și care mi-e drag. Pentru noi orice gen este o provocare. Deci facem absolut orice. Fără manele, într-adevăr. La manele avem interdicție. Deci domnul Liviu a spus clar, doamnă, fără manele, orice și rap facem. Nu e nicio problemă. Mulțumesc, Adela. Și acum, dragii mei, o nouă colegă de studio... Nora Covei, care a venit într-un frumos costum ciobănesc. De ce? Pentru că zic, Nora dragă, zic, tu dă-i unde ești de la Mușetești, da? Ai oi, da? Da. Păi mă, hai să-ți fac un colin ciobănesc, că eu cred că nu există. Ce zici, Nora, ai ieșit? Da, a ieșit. Sunt de la munte și colindul e vorba și de obicei, de pițărăi, care așa este la noi în sat. Toată lumea pleacă în pițărăi, fiecare din fiecare casă iasă la poartă, cu colaci, cu mere, acum și cu portocale, mai nou. Și e foarte frumos, da.
Mă bucur că îți place, vreau să-l ascultați și dumneavoastră. Vreau să-i mulțumim și Lunea Fănică Popescu, care a pus fluierul pe această piesă. Și bineînțeles, să meargă cu oile, bineînțeles lui Marius și domnului Liviu, care sunt vinovați de muzică și orchestrație, textul de asemenea mi-aparține. Da, hai, pițărăi, crenguță verde de brad, cum se merge pe la noi, crenguță verde de brad. Luați-o cu iușul toiag, crenguță verde de brad, să bătem la toți în prag, crenguță verde de brad. Că a venit iarna, a venit, crenguță verde de brad, de la stân am coborât, crenguță verde de brad. Oile sunt la iernat, crenguță verde de brad, în staul s-au adunat, crenguță verde de brad. Brad frumos cu frunză deasă, crenguță verde de brad, dă-mi-a o creangă mai frumoasă, crenguță verde de brad. S-o pun mândră la fereastră, crenguță verde de brad, să miroase în casa noastră, crenguță verde de brad. Că a venit iarna, a venit, crenguță verde de brad, de la stân am coborât, crenguță verde de brad. Oile sunt la iernat, crenguță verde de brad, în staul s-au adunat, crenguță verde de brad. Toată vara am ciobănit, crenguță verde de brad, și-acum a viscolit, crenguță verde de brad. Și ieșim de sărbători, crenguță verde de brad, să primim colindători, crenguță verde de brad. Că a venit iarna, a venit, crenguță verde de brad, de la stân am coborât, crenguță verde de brad. Oile sunt la iernat, crenguță verde de brad, în staul s-au adunat, crenguță verde de brad. Mâine-i ziua de Crăciun, crenguță verde de brad, ziua Domnului cel bun, crenguță verde de brad. El în staul s-a născut, crenguță verde de brad, oile l-au ocrotit, crenguță verde de brad. Ce spuneți, gazde bune? V-am colindat bine? Ne e foarte dragă Nora. Mulțumesc. Are un stil personal. Da. Și să știți că orice solist din Mehedințul de Munte ar cânta cântecul ăsta. Seamănă mult cu, seamănă mult cu melodiile de la noi. Și la noi sunt stânele de oi și noi coborâm... Și la noi să mergem pițărăi. Da, să mergem pițărăi, chiar. Exact ce ați... Da, și la mine da, tot munte da, uite este, că da. Aflăm noutăți. Da, s-ar putea să-i furăm. Da, vedem. Discutăm cu doamna Aura, discutăm cu Nora. Da, felicitări. Băgăm imediat crenguță verge și îl facem ca la noi. Da, oricum, i-a dat o interpretare frumoasă, Nora, așa că și textul și melodia... Sunt pe măsura interpretării. Vă mulțumesc. O să primești un dar și tu, Nora, asta cu siguranță. Vreau să întrebăm, da și mie dar. Cred că îți dăm ulciorul. Și o gură de vin, da. Cu toate că sunt cu mașina. Da. M-am bucurat mult că am făcut și acest colind de ciobănie. Nu știu câte există, cred că nu prea. Noi le spunem cântece de sezon. Cântece de sezon. Da, ca să le cântăm mai multă vreme. Nu adică numai în perioada sărbătorilor, da, da, da. Da. Negativele pe unde sunt? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Așa să...
Cu cine vorbim pentru negan? Gigi, nu dai niciun negativ. Să le cântăm și noi la colindat cu Borgeiașul. Da, există o problemă legată de negative. Din păcate, există o problemă legată de negative. Adică noi, ca studio, în momentul în care am făcut o piesă, noi, eu, Marius Florea, Liviu Ploaie, garantăm artiștilor unicitatea piesei. Adică niciodată de la noi această piesă nu va mai pleca spre altcineva. Oricum, dragi telespectatori, dragi artiști, aceste piese odată intrate pe album și înregistrate la Oficiul Român al Drepturilor de Autor, aparțin artiștilor cărora le-am compus. Mai departe, cine vrea să le preia și să le cânte, este treaba și răspunderea lor. Dar trebuie să știe și copiii, cei care sunt sub îndrumarea vreunui profesor, nu este niciun fel de problemă, cred că oricare profesor îi îndrumă pe copii, ca în momentul în care preia o melodie de la cineva, când spun copii, mă refer la cei până în 18 ani. Da. Așa. Să spună de unde este. Sigur că da, să spună de unde este preluată piesa, că i-a plăcut și normal de asta o cântă pentru că i-a plăcut, neapărat trebuie să spună de unde e, pentru că e muncă în spatele unui vers, stai și îl gândești, poate nu-ți pică un vers să închei o strofă uneori și stai și te gândești. Ce ședințe facem noi, da. N-aveți idee, da. Până noaptea. Chiar și la linia distanță. Melodică la fel. Este muncă să iese așa ceva. Ia-o pe Cristina și ea știe așa prin este. Ce furși ca ordinea trecut. Sigur, foarte simplu până să iei totul de piesa, gata și doream cu toții. Să iei totul de-a gata, să vii să-l cânți, e foarte simplu. Bun, îl iei de-a gata și vii și-l cânți, dar spui al cui este. Și atunci eu cred că toată lumea se bucură, și ascultătorii, și solistul, și cel care l-a creat. Și o să zic că este al Norei Covei. Exact, foarte frumos, foarte frumos. Ne bucurăm tare mult, dragi gazde, că v-am făcut bucurii cu asemenea piese făcute la studioul nostru. Publicitate, dragii mei, și revenim! Dragi telespectatori, la frumoasa noastră emisiune de Moș Nicolae, la avanpremiera lansării albumului nostru La mulți ani de sărbători, cu artiștii care participă la acest album. N-am să-i mai număr și n-am să-i mai numesc din nou, pentru că eu sunt convinsă că ați fost în fața televizorilor de la începutul emisiunii. Dacă n-ați fost, să vă uitați la reluare. Așa că o să continuăm cu Ionela Pătrus și Dana Giubega, care Dana Giubega a venit tocmai de la Timișoara, pentru că a cam plecat de prin țările noastre, de prin zona noastră, de prin Oltenia noastră, dar nu se lasă și vine alături de noi, bineînțeles, de câte ori o chemăm. Că dacă nu vine, ia bătaie. Zice, vrem piesă de grup. Păi bine, mă, Dana, e la Timișoara, sunteți nebune? Nu, că vine. Uite-mă că a venit. În primul rând, Ionela, vreau să-ți spun că tu ai un eveniment în familie, da? Ia zi. Soțul meu se numește Nicolae. Îi spun la mulți ani. Mulțumim frumos. Singurul eveniment și praznicul casei, de fapt. Sunteți bineveniți, toată lumea. Da, de seară vă aștept. Gata, terminăm ziua la ea. Și tu cum ai călătorit? Bine, mulțumesc. Bine v-am găsit. La mulți ani, doamne Nina Bredescu, încă o dată. Și la mulți ani sărbătoriților de astăzi. E sărbători fericite tuturor. Și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag. Să zicem că vom cânta un cântec de sezon, ca să fie pe placul doamnei Nina Predescu. Muzică și orchestrație Marius Florea, textier Aura Stoienescu și... Adică eu. Și artistele noastre alături de Marius. Am venit la colindat
vine seara peste sat. Mai departe noi plecăm din nou la Urat, ca să ducem vestea mare pe la toți acasă, că mâine sărbătoare. Și gazde bune, vă ascultăm. Mulțumim de urare. Să fie și pentru telespectatori, pentru gazdele noastre bune. Și la noi de sărbători cam așa colindă copilașii noștri în grup. Sigur. Mai vine așa câte unul răzleț singur, dar de obicei de la trei în sus, da, sunt grupurile. Da, la noi în zona Padeșului, în zona Padeșului se colindă. Ca să vă spun așa, dar mă păstrez pentru atunci când voi cânta eu. Da. Nu vreau să dau din nu casă prea mult. Spună. Da, da, da. Deci, dragii mei, Adela Cioclei, Ionela Pătruț, Nora Covei și Dana Giubega o să ne cânte o horă frumoasă, Bun găsit la dumneavoastră, pentru că ăsta nu este un album de colinde, ci de colinde, cântece de petrecere, cântece de joc, cântece de voie bună, pentru că sunt sărbătorile și pentru că vrem să vă simțiți bine alături de ENSA TV. Și am să vă mai țin puțin de vorbă până când domnișoarele noastre și doamnele noastre și-au gustat vinul. Da? Doamne ajută! La mulți ani! Ele bea înainte să cânte, să vedem ce iese. Vă urez succes, fetele! Să trăiți, azi vă întâlniți, să vă veseliți, sus paharul, hai noroc să chefuiți, vinul să goliți, viața să o trăiți. Bun găsit la dumneavoastră să trăiți, azi vă întâlniți, să vă veseliți, sus paharul, hai noroc să chefuiți, vinul să goliți, viața să o trăiți. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm, grijile să le uitați și în horă să jucați. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm, grijile să le uitați și în horă să jucați.
și nu vă lăsați. E pasul să învățați, jocul să-l jucați. Sărbătorii mari, hai cu toți la joc. Învârtiți cu foc, ora la mijloc. Ia poftiți la horă și nu vă lăsați. E pasul să învățați, jocul să-l jucați. Sărbătorii mari, hai cu toți la joc. Învârtiți cu foc, ora la mijloc. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm. Grijile să le uitați și în horă să jucați. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm. Grijile să le uitați și în horă să jucați. Și un pahar cu vin, veți uita de chin, de dor și suspin. Nu lăsa să treacă timpul că-i păcat. Azi ne-am adunat la joc și cântat. Cu o friptură bună și un pahar cu vin, veți uita de chin, de dor și suspin. Nu lăsa să treacă timpul că-i păcat. Azi ne-am adunat la joc și cântat. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm. Grijile să le uitați și în horă să jucați. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm. Grijile să le uitați și în horă să jucați. Trăiți, să tot chefuiți, să fiți fericiți. Să petreceți împreună ani frumoși. Să fiți sănătoși și mereu voioși. La mulți ani la toată lumea să trăiți. Să tot chefuiți, să fiți fericiți. Să petreceți împreună ani frumoși. Să fiți sănătoși și mereu voioși. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm. Grijile să le uitați și în horă să jucați. Am venit să vă cântăm, pe toți să vă bucurăm. Grijile să le uitați și în horă să jucați. Ce ziceți, dragi gazde, am făcut bine că am făcut quartet? Păi cum, un îndemn la joc și voie bună, fetele frumoase, care nu-s măritate, sigur acum aș găsesc pereche, le aduce moșul pereche. Urmează, Carmen Sarcină, gazda noastră, una dintre gazdele noastre, care a venit în opinci de la Padeș. E drum lung. E drum lung și de asta am venit în opinci. Da? Da, pentru că la noi costumul popular prevede și opinci. Și atunci... Da. Ia să vedem. Nu o văzusem pe Carmen. A intrat pe sectorul meu, știți că eu am alergie la opinci. Are un costum atât de frumos. Ce da, pot să zic? Da, există o contradicție. Da. Sigur că la un costum frumos de gală trebuie și un pantof, dar dacă am fost mai sărăcuți, așa ne-am luat o opincă și e bună și asta. Dacă ție îți place și te simți da, comod. Asta a fost principalul motiv. Știam că sunt gazdă și știam că trebuie să stau și să... Trebăluiesc aici în casă. Dar atât... dacă trebuia să ieșim afară să cingem o horă pe și îndemnul fetelor... Și ce, în opinci nu mă primeai? În zăpadă. Păi eu eram cea mai bună la jucat cu opinca. Da, Carmen, o să ne încânte acum cu Hai de grabă, boieri mari, un cântec ce se cântă în zona, un colin ce se cântă în zona ei, în Plaiul Cloșani, din care face parte și Georgeta și Carmen. Muzică și text Carmen Sarcină, orchestrație Marius Florea și Liviu Ploaie. Și m-ați întrebat mai devreme dacă la noi se colindă cu vioară. Da, se colindă cu vioară. O să vă arăt într-o pauză publicitară un colind cu vioară. L-am filmat anul trecut
este alt text, altă melodie, alt colind, pentru că sunt mai multe la noi în zonă. Vin lăutari în fiecare noapte și colindă. Sunt trei rânduri de colindători. Copiii mici, care colindă de cu seară, apoi vin tinerii, băieți și fete, și încheie după aceea lăutarii. Este foarte frumos. E magie la noi la Padeș și noi vă chemăm, dragi telespectatori, să veniți să petreceți sărbătorile la Padeș. O să mergem și noi, că poate mai facem un ban marus cu vioara, cu o tobă, un clopoțel. Da. În 22 decembrie este festivalul Datin și obiceiuri populare, Pizzerii cu moști, și sunteți invitații noștri. Mulțumim tare mult! Hai de grabă, boieri mari, florile d'albesc, culați voi români plugari, florile d'albe, că vă vin colindători, florile d'albe, noaptea pe la cântători, florile d'albe, vă ducem pe scut în fân, sufletul vă fie bun. Cântă turturelele, florile d'albe, la toate strășinile, turturele, florile d'albe, sunt îngeri cu rămurele, florile d'albe, ei vestesc pe acest pământ nașterea Domnului Sfânt. Ei vestesc pe acest pământ nașterea Domnului Sfânt. Sălașul Crăciun, florile d'albe, s-a născut Domnul cel Bun. Florile d'albe, Dumnezeu adevărat, florile d'albe, să ne scape de păcat. Florile d'albe, n-a venit să împărătească, a venit să mântuiască. Să aveți inima bună cu tot neamul împreună. Să trăiești, boierule, să plătești colindele, florile d'albe, și la anul când venim, florile d'albe, sănătoși să vă găsim, florile d'albe, Domnul să vă ocrotească, că ați primit colinda noastră. La mulți ani, omule bun, noi pornim din nou la drum. Ce frumos se cântă în Plaiul Cloșani! O să vedeți și pe Georgeta, o să o ascultați și pe Nina și o să vedeți că este foarte frumos. Și am dreptate când eu tot spun că așteptăm să vină,
nu numai din județul nostru, din toată țara, peste tot, oameni să ne calce pragul. Pentru că pe lângă acest cântec minunat, pe lângă colindele pe care noi le avem, și sufletul nostru este minunat. Mă laud eu așa, dar sunt convinsă că așa este. Suntem cu sufletul și cu brațele deschise. Veniți la noi de sărbători, că o să vedeți. Carmen, cred că și la tine am fost, nu chiar de sărbători, am fost la frumosul tău muzeu cu măști speciale pentru acei pițărăi cu măști pe care te organizezi. Sigur, am luat, se confecționează am luat repede loc, așa, știți că, na, vârsta spune cuvântul. Da. Nu, îmi cer scuze. Stai La noi este un obicei unic în nord-vestul Olteniei, tot Plaiul Cloșani. Se păstrează, mult mai bine zic eu, în zona noastră, la Cloșani și Motrusec și Călugăreni, obiceiul pițărăii cu măști. Multă lume ne-a întrebat de ce avem obiceiul pițărăii cu măști, că îi copiem pe cei din Moldova sau din Maramureș. Nu, noi ne-am născut și bunicii și străbunicii noștri s-au născut cu acest obicei. Nu știm de unde a venit, este venit din vremuri dacice, dar îl păstrăm și îl transmitem din generație în generație, lucru care mai rar se întâmplă în alte zone. Și pentru că la noi acolo se desfășoară în 24 decembrie pițărăii cu măști de adevăratele, așa cum zic copiii, nu numai în spectacole, sigur că noi suntem mândri și păstrăm acest obicei. Și tocmai aceea v-am spus că în 22 decembrie este un alai pițărăii cu măști. Și vom fi și noi acolo, dragi telespectatori, și vom arăta și dumneavoastră de sărbători acest frumos spectacol. Da. După nu mai dau microfonul colegilor mele ca să-mi facă vă critică. Ia să auzim, ia. Eu chiar mă pregăteam să o critic când mi-am dat seama că mă prinde un fior așa pe șira spinării. Auzind-o spun, cântă turturelele. Zic, Doamne, cum cântă turturelele? Dar, îngerii. Deci faptul că ea spune apoi că cântă îngerii, nu sunt turturele pe la fereastră. Îngeri cu rămurele. Sincer, deci în momentul în care simți așa un fior, înseamnă că e frumos. Felicitări. Felicitări. Și eu chiar m-am simțit foarte bine în Plaiul Cloșan, pentru că și la Carmen nu am simțit bine, și la Negoiu, la doamna Nina, și la Georgeta, nu vă mai spun că am fost de vreo două ori, mai cu treabă, mai cu... dar în special cu treabă, dar m-am simțit ca în concediu, deci vă mulțumesc tare mult, sunteți niște gazde foarte bune. Dar o să luăm pauză de publicitate, după care revenim! Dragii mei, ultimul calup de muzică la emisiunea noastră frumoasă. Am venit să cânt la voi, o să ne cânte Cristina Babanu și am să o invit aici alături de mine. Vă reamintesc, suntem la avantpremiera lansării albumului La mulți ani de sărbători și Cristina, dacă tot are un cântec de joc și ne invită la horă pe toți oltenii, cum să nu participe și ea la acest album? Te rog, Cristina. Bine v-am găsit și petrecere sărbători fericite, nu numai oltenii, toți românii. A venit cu mare drag să cânt la voi. Luați ora și jucați-o ca la noi. De la Gorjul meu iubit la Mehedinți, cum se știe și se joacă din părinți. A venit cu mare drag să cânt la voi. Luați ora și jucați-o ca la noi. De la Vâlcea la Craiova, ora mea, să se joace în toată Oltenia. Hai, ieșiți acum la joc, să nu stea niciunul loc. Să băgați pe toți în boală, că sunteți olteni de fală. Noi cu dragați vă cântăm și pe urmă noi plecăm. Că ne așteaptă lumea aleasă să cântăm la alt
casă. Hai cu toții, haide să ne veselim, bătrânește ora mare s-o porni. Așa-i hora oltenească așezată și eu cânt cu mare drag de mică fată. Hai cu toții, haide să ne veselim, bătrânește ora mare s-o pornim. De la tata eu să cânt am învățat și prin lume cântecui l-am purtat. Hai ieșiți acum la joc, să nu stea niciunul loc, să băgați pe toți în boală, că sunteți olteni de fală. Noi cu dragaz vă cântăm și pe urmă noi plecăm. Că ne așteaptă lumea aleasă să cântăm la altă casă. S-a plăcut cum am cântat și prin cântec pâinea eu mi-am câștigat. Că nici apa omul nu poate să-l poarte pe deasupra dacă nu știe să noate. Lume dragă, ți-a plăcut cum am cântat și prin cântec pâinea eu mi-am câștigat. Nu arunc cu banii, nu-i risipez, vreau să cânt și printre oameni să trăiesc. Să cânt lumii cât o-i fi și cât lumea m-o iubi. Să tot merg din prag în prag, să vă cânt la toți cu drag. Și de-o fi de sărbători, prin zăpadă și prin flori, să calcul lacrimi fierbind pragul ai mei părinți. Ce spuneți, gazde? Același frumos îndemn la sărbătoare pentru toți românii, pentru olteni, pentru toți cei care stau și se uită la noi acum de Moș Nicolae. Și iar o voce foarte frumoasă care mie îmi place tare mult și care tot așa se duce, cântă prin toată Oltenia, pila noi, pila Gorj mai rar. Și e Târgu Jean că de-a noastră, dragi colegi de platou. Și cântecul a fost minunat. Felicitări și pentru cei care l-au creat. Pe lângă interpretare. Și mulțumim că ați venit la noi de colindul ăsta așa frumos de Moș Nicolae cu asemenea cântecel. Muzică și orchestrație Marius Florea și Liviu Ploaie și textiera Ora Stoienescu, adică eu. Cristina, ne-a plăcut tare mult cum ai interpretat din tot sufletul piesa. Și interpretarea frumoasă, dar știi ce mi-a plăcut mie cel mai mult și cel mai mult? Un vers din tot cântecul, cel cu apa, care nu te ține deasupra, dacă nu știi să înnoți, extraordinar. Da, dar vreau să spun că este o deviză a Cristinei. Frumos. Și când am întrebat-o ce își dorește frumos în acest cântec, a spus printre altele, că mi-a spus aia, dar da, vreau asta, am o deviză. Și aș vrea dacă se poate să intre în acest cântec. Foarte este deviza frumos ei de viață. Felicitări. Frumos. Și acum rolul meu de textier s-a încheiat, pentru că nu pot să-mi permit să impun Georgetei Corlan sau Ninei Predescu să le fac eu texte, pentru că ele sunt textiere recunoscute, sau Carmen. Și am să invit pe Georgeta alături de mine să ne cânte frumosul colind, Sărbătorile-s la geam, muzică și text Georgeta Corlan Enache, orchestrație Marius Florea și Liviu Ploaie. Să fac orchestrația. Măcar orchestrația, nu? Cu mare, mare drag, așa cum am spus mai devreme, că eu am un suflet așa de copil și vă spun și mărturisesc așa în fața camerelor și în fața tuturor colegilor că pentru mine sărbătorile, în mod deosebit sărbătorile de iarnă,
sunt un mare, mare prilej de bucurie. Mi-e drag să colind, mi-e drag să primesc colindători, înțeleg semnificația acestei sărbători și cred că, cum e și logic de altfel, nașterea Mântuitorului aduce cea mai mare bucurie în suflet pentru că e speranță. La mulți ani tuturor! Vă ascultăm! La mulți ani cu bine, răsună ulițele, la mulți ani cu bine. Vin iar sărbătorile, la mulți ani cu bine, răsună chioacele, la mulți ani cu bine. Sărbătorile-și la geam, la mulți ani cu bine, suflege copil eu am, la mulți ani cu bine. Sărbătorile-și la geam, la mulți ani cu bine, suflege copil eu am, la mulți ani cu bine. Colindători, la mulți ani cu bine, tot cu aceiași fiori, la mulți ani cu bine, primesc pe colindători, la mulți ani cu bine. Dar și eu la rândul meu, la mulți ani cu bine, vă aduc colindul meu, la mulți ani cu bine. Dar și eu la rândul meu, la mulți ani cu bine, vă aduc colindul meu, la mulți ani cu bine. Cu bine, dragă mie la colindat, la mulți ani cu bine. Și acum ca și altă dat, la mulți ani cu bine, dragă mie la colindat, la mulți ani cu bine. Să colind din casă în casă, la mulți ani cu bine, pe la porți, pe la fereastră, la mulți ani cu bine. Să colind din casă în casă, la mulți ani cu bine, pe la porți, pe la fereastră, la mulți ani cu bine. La mulți ani cu bine, vestea bună de Iisus, la mulți ani cu bine. Și colind pe munce în sus, la mulți ani cu bine, vestea bună de Iisus, la mulți ani cu bine. Și colind pe munce în jos, la mulți ani cu bine, vestea bună de Hristos, la mulți ani cu bine. Și colind pe munce în jos, la mulți ani cu bine, vestea bună de Hristos, la mulți ani cu bine. La mulți ani cu bine, la bogat și la sărac, la mulți ani cu bine.
mulți ani cu bine. Și colingi în sat în sat, la mulți ani cu bine. La bogat și la sărac, la mulți ani cu bine. Colindis, colin, colea, la mulți ani cu bine. Colin și la dumneata, la mulți ani cu bine. Să-ți dau cea mai bună veste, la mulți ani cu bine. Că Iisus Hristos trăiește, la mulți ani cu bine. Ce frumos, Colin din Plaiul Cloșani. Ce spune gazda? Ia să vedem, acum e momentul. Hai. Păcat că am promis ulciorul, că îl dau Adelei, că ți-l dădeam ție. Mi-l dădeai. Cu drag, cu drag că m-ai dus cu gândul și cu sufletul acolo în munții noștri. Noi suntem vecini de comune, de plai. Suntem vecine și de când tot promite că două cafea în prepeleag și nu mai apuc. Poate reușim acum de sărbători. Dar unde e prepeleagul? Prepeleagul e acasă la, în casa amintirilor. Dar chiar e prepeleag acolo, doamna, și Aura. Eu am fost în prepeleag. Și eu m-am suit în prepeleag, dar n-am băut cafeaua. Nu urcă oricine în prepeleag. Nu urcă oricine. Și nu bea oricine cafea acolo. Mulțumesc frumos. Și pentru noi, cele de acolo, nu sunt curiozități, pentru că le-am trăit. Le trăim, le simțim și dorința cea mai mare este să le transmitem tuturor, să vadă toată lumea cum este acolo la noi în zona de munte, mai la poalele munților suntem noi, dar sunt lucruri minunate și noi ne bucurăm din plin și vrem să transmitem bucurie. La mulți ani! La mulți ani, felicitări, Georgeta, și pentru faptul că și realizezi un frumos spectacol anual Nedea Satului, Zestrea Plaiului Cloșani. Felicitări și pentru asta. Mi-am propus, mulțumesc din suflet, mi-am propus acest lucru să scot la iveală sau să nu las să moară, pentru că ele sunt acolo. Dar să le dăm mai departe, să le transmitem și cred că Dumnezeu ne-a dus așa acolo unde ne-a fost locul pe mine și pe cei care sunt ca mine, cum este colega Carmen, care îndrumăm copiii și trebuie să le insuflăm treaba asta, obiceiurile și frumosul din Plaiul Cloșani, să nu moară până la urmă, ne aparține. Aparțin toate lucrurile astea minunate neamului nostru și sunt de o mare importanță, chiar dacă unii nu pun preț pe ele, că mai sunt oameni care, băi, ce obiceiuri, ce sunt importante obiceiurile, sunt ale noastre, sunt ale românilor și trebuie ținute cu sfințenie. Eu îți garantez că la oameni le plac foarte mult, pentru că pe noi ne felicită de câte ori ne întâlnesc cu oamenii și spun ne bucurăm că vă aplecați asupra muzicii populare. Ne uităm cu drag, suntem sătui de multe alte evenimente care se întâmplă în jurul nostru și muzica ne liniștește și ne bucură. Cred că de asta a fost creată, se spune că și îngerii cântă. Și atunci Dumnezeu a lăsat mesageri pe pământ care să înduioșeze și să aline și să mângâie sufletele prin prisma unora într-un fel, prin prisma altora în altfel, prin poezie, prin teatru, de ce nu, prin artă, prin frumos. Mulțumim tare mult, Georgeta, pentru prezență. Și acum, dragii mei, la final am să o invit pe găzduaia cea mare, că așa am înțeles că se spune, pe doamna Nina Predescu, care a fost alături de noi și la primul album, ca și Georgeta de altfel, și cred că de aici, din trupă, mai este Adela din primul album, bineînțeles Marius, și în rest nu prea, dar nu-i nimică. Mergem înainte și aducem alături de noi, sper, voci care să ne placă. A fost un an extraordinar, că parcă acum un an ne-am întâlnit tot la fel de sărbători într-o distribuție extraordinară. Ce să spun? Mulțumesc de colaborarea de-a lungul timpului, de prietenie, că în afară de faptul că noi colaborăm, eu așa cred că suntem și un pic prieteni. Foarte mult prieteni, chiar da, suntem. Sunteți printre primii care mi-a spășit pragul casei amintirilor și ați făcut un reportaj acolo foarte frumos și am adus în atenția publicului nostalgia anilor de altă dată și iată-ne acum la al doilea album împreună. Îmi doresc destul de scurt timpul între cele două. Colaborăm în continuare. Îmi amintesc de Marius,
ce complimente frumoase mi-a făcut când ne-am cunoscut. Eram vrăjit de vocea doamnei, eu încă dinainte de a cunoaște-o personal. Și când am auzit-o live, că am zis, mă, e aceeași de pe casetă. Și mărturisesc că parcă mai aveam așa tendința să cânt literar și el îmi spunea, nu, cântați în grai, că e așa frumusețea zonei. Da, da. Așa că să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor, publicului să fie alături de noi și să realizăm încă lucruri frumoase împreună. Să dea Dumnezeu să fie așa, eu n-am să mai intervin, dragi telespectatori, eu îmi iau la revedere și las pe Marius Florea și pe doamna Nina Predescu să vă încânte cu această frumoasă piesă, iar e sărbătoare. Mulțumim tuturor artiștilor invitați, mulțumim domnului Liviu Ploaie pentru faptul că până în ultima clipă a lucrat așa la mare, într-un mare fel la aceste piese. I-am auzit și acordeonul la Cristina Babanu. Ne-am fi bucurat să fie alături de noi. Nu a putut timpul. Și pianul la... Și pianul? Și pianul? Da, cine era la pian? Eu, Liviu Ploaie. Liviu Ploaie la pian, da. La pian. La pian. A înregistrat cu pianul. Și știu eu că și la zongură cântă cineva. Cristina Ploaie sau tot domnul Liviu Ploaie? Cristina Ploaie. Deci, vă dați seama. Și mulți alți instrumentiști care nu o să le dăm numele, unii dintre ei vor să păstreze anonimatul, să-și păstreze anonimatul, așa că nu o să le dăm numele. Bineînțeles, Nea Fănică Popescu, care vine la noi de câte ori îl solicităm și chiar pregătește niște piese noi alături de Marius, de virtuozitate, la flaut și la caval. Vă dați seama ce o să iese. Dar asta pentru următorul album. Acum încheiem această frumoasă emisiune, avem premiera lansării albumului La mulți ani de sărbători. Eu vă spun la revedere și vă las alături de Nina Predescu și Marius Florea. Uite că ce-n suflet au fost adunace, își doresc de bine și de sănătate. Cum ne facem viața, așa o trăim, hai să fim mai veseli și mai buni să fim. Când sunt lângă tine, tare-s bucuroasă, la mulți ani cu bine, lumea mea frumoasă. S-aibă masă plină și omul sărac, sufletul să fie liniștit și plin, să nu văd că astăzi plânge vreun copil. Cum ne facem viața, așa o trăim, hai să fim mai veseli și mai buni să fim. Când sunt lângă tine, tare-s bucuroasă, la mulți ani cu bine, lumea mea frumoasă. Lacrima fierbinte de mamă și tată. Cum ne facem viața, așa o trăim, hai să fim mai veseli și mai buni să fim. Când sunt lângă tine, tare-s bucuroasă, la mulți ani cu bine, lumea mea frumoasă. Cum ne facem viața, așa o trăim, hai să fim mai veseli și mai buni să fim. Când sunt lângă tine, tare-s bucuroasă, la mulți ani cu bine, lumea mea frumoasă.
La mulți ani!